la ora 18:50 de minute, echipa a fost murit, primește o solicitare. Cineva a apelat numărul de urgență 112 și a anunțat un accident rutier. O femeie de 64 de ani a lovit un copil pe trecerea de pietoni. 3 minute mai târziu, ambulanța ajunge la caz. Pompierii salvatori se aflau deja la fața locului și acordau îngrijiri femeii. Partea stângă nu are simțită. Am pornit de la saturație 75. Eu la 6 de vita n-am vedat pacient. Imediat după impact, un bărbat a luat copilul în propria mașină și l-a dus de urgență la spitalul Floreasca, aflat în apropiere. A mai rămas doar o singură victimă, șoferința care se face vinovată și de producerea accidentului. Ține-mi minte tare cum e. Păi ce s-a format drenul, pe cât? Un echipaj de poliție a sosit imediat, cercetează zona și discută cu martorii. Părinții copilului au ajuns și imediat ce au aflat teribila veste. Oamenii legii anunță că fiul lor a fost dus deja la spital și încearcă să-i liniștească, mai ales pe mamă, care a suferit un șoc și nu mai poate vorbi. Femeia care se afla la volan este și ea în stare foarte gravă, s-a lovit puternic la cap și este inconștientă. Echipajul SMURD încearcă să o stabilizeze. Trebuie transportată de urgență la spital pentru investigații amănunțite. Numai radiografiile pot arăta clar rănile suferite de aceasta. Poate să fi suferit ruptura ale organelor interne, faptul ce îi pune viața în pericol. Oamenii în roșu au reușit să salveze viața unei femei. În numai câteva minute, inima unui om a început să bată din nou. Acum, victima este dusă la spitalul Floreasca. Echipa de gardă din unitatea primiri urgențe oprea imediat. Pacienta este pe mâini bune, la fel și copilul pe care l-a lovit pe trecerea de pietoni. Abia am dat cu 6 până am văzut.